Cum îți așterni, așa dormi. Deja de mai mulți ani, angajații Spitalului de Psihiatrie din Bălți își amenajează teritoriul instituției singuri. Și în acest an, lucrătorii împreună cu conducerea spitalului s-au adunat pentru a face curățenie, dar și pentru a planta copaci împrejurul clădirilor. Era o tradiție pe timpuri, iată și vedeți, verdeața, copaci, tufare, toată frumusața asta care e pe teritoriul spitalului, sădită de lucrătorii, colaboratorii spitalului. Și ultimii ani, mai ales de când a fost pandemia cu COVID-ul, desigur nu s-au făcut așa lucrări. Azi am hotărât să facem iar o renovare al spitalului, să facem o curățenie, să facem o atmosferă plăcută, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Odată cu sosirea primăverii am hotărât să implantăm copăcei, arbuști, pentru a frumusețea teritoriul acesta nostru mare și frumos. Aceste ieșiri sunt foarte importante, fiindcă totodată ieșim, zi de zi suntem la serviciu, suntem ocupați cu lucru, dar acum suntem toți împreună, toți colectivul, toată instituția. Directoarea Spitalului de Psihiatrie spune că asemenea ieșiri sunt binevenite pentru socializarea angajaților în afara orilor de muncă. Îmi pare bine că tot colectivul a recepționat, a binevoit să iasă la muncă, deci tot ce se face, se face spre beneficiul instituției și pentru beneficiul pacienților, bineînțeles. Facem niște lucrări de plantare a unor arbori, da, suplinim ceea ce de mult este învechit, să spunem așa, da? Deci reînnoim nu numai teritoriul, dar reînnoim și în genere instituția. Spitalul de Psihiatrie din municipiul Bălți are un teritoriu de 10 hectare.